prăjitura asta vreau să fac. Prăjitura suțet. Din caietul mamei mele de prăjituri. Vă arăt și vouă câteva pagini de aici. Nu sunt atât de zgârcit, dar nici foarte multe. Prăjitură cu nucă de cocos. Asta ne plăcea nouă foarte mult. În continuare îmi place. Prăjitură cu vanilie. Foarte bună, în paranteză. Asta trebuie să fie. Asta trebuie să fie ceva. Sunt multe secrete pe aici. Uite, de exemplu, prăjitura durere. Când am întrebat-o pe mama, îmi spunea că nu trebuie să doară nimic. Pur și simplu este durere de bună. Așa că iau ca atare. Tort, beziar, dulceață. Avem de toate pe aici. Acestea sunt toate ingredientele necesare. Sunt câteva la număr, dar totuși este vorba și de blat, cremă și partea crocantă deasupra. Atât făina cât și zahărul pudră, ambele le-am trecut prin sită pentru a mă asigura că sunt fine. Întâi de toate m-am ocupat de blat, pentru care am avut nevoie de 7 ouă. Peste gălbenușuri am adăugat 150 g de zahăr tos, adică zahăr normal. Tot timpul se folosește puțină sare la deserturi, asta am făcut eu și asta normal îți recomand. Le-am bătut bine până când s-au dublat. Agentul de creștere folosit este praful de copt, stins cu partea acidă, în cazul de față cu câteva picături de zeamă de lămâie. După care a urmat 80 de grame de făină 3-0. Eu prefer să adaug făină acum și să o amestec bine cu mixerul de mână pentru a nu exista niciun cocoloș. Albușurile trebuie și ele făcute spumă. Acum că ambele părți sunt pregătite, sunt bătute, nu trebuie decât să fie și unite. La încorporare nu trebuie amestecat agresiv pentru că se pot pierde bulele. Se face încet prin răsucire de jos în sus. Platul acesta am are nevoie de un ingredient și anume de nucă măcinată. O să fie nevoie de 110 g de nucă măcinată. Am amestecat la fel de lent, cu atenție. Și cam asta trebuie să fie tot la acest blat. Tava este foarte importantă, mă refer dimensiunea, este cea care o să conteze. Ce vezi de față este o tavă normală pentru cuptor electric, sunt sigur că aproape toată lumea o are. Ideea este să fac un blat mai mare pe care pot să-l împart pe jumătate și în felul acesta o să fac prăjitura cu două etaje, cu două rânduri. Acum, tăvile de la un cuptor mai vechi tot timpul să fie mai mici, asta înseamnă un blat mai gros pentru ingredientele astea, un blat mai gros care trebuie tăiat pe jumătate și în felul acesta vei scoate două blaturi, însă cum am făcut eu este mult mai practic și mult mai ușor, de asta am făcut-o. Peste tavă am așezat o hârtie de copt pe care am uns-o cu ceva ulei, cu o lingură de ulei pentru a se desprinde mai ușor la final. Aluatul trebuie distribuit neapărat cât mai uniform pentru a evita părțile subțiri și părțile groase. Am dat la 150 de grade, fără ventilator, 25 de minute. În timpul acesta nu a rămas decât să pregătesc și crema, acestea sunt ingredientele necesare. Crema este una de vanilie, nimic foarte complicat, care se face la aburi. Ole de casă, normal că o să ajute foarte mult culoarea dacă cumva te interesează. Într-un bol am spart 5 ouă. Am adăugat și puțină sare care ajută la echilibrarea gustului. Urmat de 120 de grame de zahăr. Am continuat cu două plicuri de zahăr vanila bourbon. N-aș vrea să schimbe culoarea foarte mult la crema, așa că l-am lăsat și pe cel normal. Crema se va găti în totalitate pe aburi. Crema n-aș putea spune că merge foarte repede pe aburi, asta pentru că o să ai nevoie de 20, poate 25 de minute până când crema este suficient de groasă.
Când ajunge punctul acesta, știi că este gata și trebuie retras. Între timp, blatul este copt, așa va arăta după 25 de minute. Acum că blatul este gata, crema are nevoie de încă un pas, trebuie neapărat trăci bine înainte, așa că o să fie răgat și pentru partea crocantă, pentru caramelul cu nucă. Doar de două ingrediente o să fie nevoie, adică de zahăr și de nucă. Nuca trebuie puțin mărunțită, așa că am luat-o la cuțit. Zahărul l-am întopit la foc mic până când și-a schimbat culoarea. Trebuie să ai puțină grijă pentru că se poate arde foarte ușor, nu trebuie să fie o culoare foarte întunecată. A urmat nuca și am amestecat de câteva ori. Trebuie să ai neapărat o hârtie de copt pregătită pentru că în oală se va întări foarte repede și trebuie transferat îndată. Am dat deoparte și m-am ocupat de finalizarea cremei. Într-un bol am amestecat 200 de grame de unt, neapărat 82% grăsime și neapărat la temperatura camerei. Crema trebuie să fie neapărat rece când face asta, dacă nu poți așezi bolul în apă rece și se va răci mult mai rapid. Treptat, adică în 2 sau 3 șarge, am incorporat și crema, timp în care am mixat ușor, încet. După care am mărit viteza până când se va face așa, nu trebuie să bați foarte mult pentru că se poate și tăia. Crema la final trebuie să fie lucioasă și bine legată, atunci știi că e gata. Blatul, care sigur este rece în punctul acesta, l-am făcut pe jumătate. Dacă vrei să fii precis, atunci trebuie să măsori și să faci două părți egale, însă eu am făcut-o la ochi. Așa va arăta pe interior, culoarea este schimbată și blatul este destul de subțire. Nu rămâne decât să fie distribuită și crema, trebuie făcută la fel de uniform, dacă nu o să ai o parte cu mai multă cremă și o parte cu mai puțină cremă. Totuși este prăjitură de casă, așa că n-ar fi neapărat o mare problemă, cel puțin din punctul meu de vedere. Nu trebuie pus tot, mai trebuie păstrat 3 sau 4 linguri de cremă, trebuie pus deasupra. Când am crezut că este gata, am pus peste și cealaltă jumătate de blat. Deasupra am uns foarte bine și restul de cremă. Trebuie să fie suficient cât să prindă partea crocantă, nu mai mult. Între timp, caramelul s-a mai răcit, adică s-a mai tărit și poate fi zdrobit acum. Întâi de toate, l-am desprins, peste am așezat încă o folie și nu am folosit din sucitor, cred că este și cel mai practic pentru a face acest pas. Nu trebuie să fie totul făcut cu praf, este bine, este indicat să ai și bucăți ceva mai mari pentru că acelea vor fi mai crocante. Caramelul este acum gata, nu rămâne decât să fie distribuit la fel de uniform pe toată prăjitura. Ca orice prăjitură, trebuie să stea peste noapte sau mai bine, trebuie să stea o zi la frigider și atunci poate fi tăiată, poate fi consumată. Deci, am mâncat din start două bucăți, sau cred că trei, fără să mă uit înapoi. Acum, nu sunt eu genul să exagerez foarte mult nici cu cuvintele, nici cu gesturile, dar pot spune doar că un desert care are ceva crocant, o cremă fină și un blat aerat, zic eu că este pe atât de greu de refuzat.
Asta a fost să fie tot, sper că îți place cum arată, pentru că este pe atât de gustoasă, așa că nu uita să lași mai jos un comentariu cu părerea ta. Până data viitoare, Alex Bastrabă mă numesc, te salut și aștept cu drag la următoarea rețetă.